proclamată de comisarul Miguel Arias Caniete drept cea mai mare inițiativă urbană la nivel mondial privind clima și energia, Convenția Primarilor reunește mii de autorități locale și regionale care s-au angajat în mod voluntar să îndeplinească obiectivele Uniunii Europene privind clima și energia pe teritoriul lor. Convenția primarilor privind clima și energia are 19 semnatari activi în Republica Moldova, aceștia asumându-și voluntar reducerea nivelului emisiilor de CO2 cu 30% până în 2030. Am semnat acum o lună și la Convenția primarilor, ca motivație a fost două motivații, deci în general ce se întâmplă pe glob cu încălzirea globală, deci, și a doua, o formă sau o metodă de a atrage care mai investiți pentru localitate. Și cu ce plan de acțiune ați pornit? O dezvoltare durabilă. Anvelopare clădirilor din localitate, deci izolarea mai departe, deci schimbarea lămpilor care sunt LED mai economicoase și tot așa mai departe. Fiind o localitate în care 80% e pișes, ne-am dorit mai mult să implicăm bicicletele, deci asta de ce nu, dezvoltăm o piste pentru bicicliști, parcări, etc., ca oamenii să folosească mai puțin transportul, să fie mai puțin emisii CO2. Primăria a acceptat acest proiect în scopul atragerii investițiilor, în primul rând, și eficiența, anume iluminației stradale, anume clădirilor. Dorim să realizăm acest proiect și să participăm în continuare până la anii 2030 pentru a reduce emisiile de CO2 în atmosferă. În total, din țara noastră au aderat la Convenția primarilor 40 de primării, dintre care 21 nu sunt active. Acestea își vor putea relua angajamentele din cadrul Convenției, adoptând un nou plan de acțiuni pentru localitate. Noi avem o rată foarte înaltă de 21 de localități care sunt, spunem, trecute în fază de pasiv. Deci ei și-au exprimat inițial angajamentul, dar timp de 2 ani de zile care sunt, spunem, acordați pentru elaborarea unui plan de acțiuni, nu au reușit acest plan de acțiuni să-l elaboreze și să-l depună. Apropo, în această categorie intră inclusiv și Chișinău. Deci, dezvoltarea unui proiect durează timp de 2 ani. De la idee până la implementare. Și după alegeri, când vine un alt primar, când este votat alt primar, în timp de o lună, deci înainte de asta a fost elaborată documentația tehnică, au fost atrase investiții, semnate contractele și vine un alt primar, doar face niște achiziții publice de procurare și lansează construcția sau implementarea proiectului și oamenii văd doar implementarea proiectului și cred că iată a venit un om care face ceva. Dintre aceste considerente, primarii se mă gândesc să implementeze acest proiect sau această strategie sau să nu implementeze. Una din localitățile active din cadrul Convenției primarilor este orașul Cantemir. Primarul localității și-a luat angajamentul de a realiza obiectivele Convenției Europene care vizează reducerea emisiilor de CO2 și sporirea rezistenței locale la schimbările climatice. Două probleme care noi am vrut să rezolvăm. Prima, atragerea surselor suplimentare la ceea ce avem noi în buget local, și a doua, asta este tot că practic totuși vrem să păstrăm natura, să climata care este la moment, să nu facem cel puțin mai rău decât este la moment. În primul rând a fost studiat toată situația care este la moment în oraș, inclusiv și sectorul individual și producerea care avem noi cu agenții economici. La fel a fost calculate emisiile la CO2 la toate instituțiile publice, inclusiv spitalul, poliția, tot ce avem în oraș. După aceasta, după analiză s-a făcut și planul s-a făcut care trebuie să fie realizat până în 2020. Timp de 3 ani, autoritățile locale au reușit să implementeze mai multe proiecte de mediu pe bani obținuți din fondurile europene. Primele instituții incluse în proiect au fost Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Gimnaziul Mihai Eminescu și o grădiniță de copii. Până mai de unul zi avem și un deficit bugetar din cauza anumite cheltuielilor ce ține de energia termică. La moment ne bucurăm că avem o economie. Dacă
aș face o comparație după banii care cheltuiam mai mult de jumătate de milion, chiar anul precedent, undeva în jur de 300.000, adică este o sumă destul de frumoasă. Au fost schimbate acoperișul și geamurile instituțiilor de învățământ, lucru ce a adus la o izolare termică mai bună. În următoarea etapă se vor efectua lucrări de izolare termică a clădirilor și se va instala o centrală termică pe bază de biomasă. Pe 27 decembrie noi am semnat contractul la fel cu delegația europeană, am fost selectați orașul pentru a finanțarea unui proiect de 840.000 de euro. Suma e foarte, foarte mare pentru oraș. Vreau să vă spun că asta în jur de cam sunt două bugete anuale a orașului. Prin acest proiect vrem să, în primul rând, să termoizolăm 4 instituții publice, 2 grădiniți și 2 instituții școlare, liceu și gimnaziu. Va fi instalate panouri solare pentru apă caldă, va fi dotate cu panouri de distribuire termo, prin care o să facem reglare anume nu la cazângerie, dar chiar la instituții, nivelul de temperatură și de cum o să facem și graficul. Este preconizat să schimbăm și iluminatul din instituții. Tot la fel vrem să instalăm pe tot să fie sistemă iluminată pe sistemă noi, care este LED-ul. Vrem totuși să facem o economie enormă prin ce că vrem totuși să termoizolăm părțile la instituții. Pentru că, practic, după auditul care a fost făcut la instituții, vreau ca așa ca pildă, la grădiniță numărul 2, noi din cauza pereților armament care este din beton, practic pierdem în jur de 40-50% din căldură. Când avem noi foarte, foarte mulți bani, pur și simplu le aruncăm în aer. Autoritățile locale preconizează să extindă rețeaua de iluminare stradală din oraș, să conecteze instituțiile sociale la energiile regenerabile, crearea spațiilor verzi. În acest context, menționăm că experții naționale ai Convenției organizează instruiri privind elaborarea proiectelor, inventarierea emisiilor de CO2 pentru toți reprezentanții primăriilor din localitățile care au aderat la Convenție. În primul rând, eficiența energetică sunt economii în domeniu. Deci, la ceea ce trebuie să atragă atenție, cred că unde cel mai mult se cheltuie bani? Să ne axăm pe generarea profitului localității sau să aducem careva economii. Orașele semnatare s-au angajat să sprijine atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere a gazelor cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unui demers comun în vederea integrării strategiilor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. La nivel european, Convenția Primarilor și-a asumat niște obiective și mai ambițioase până în 2030. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% la nivel local. Pentru țările parteneriatului este ca ținta standard este reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 până în 2030. Autoritățile locale pot semna Convenția Primarilor oricând, dat fiind că nu există un termen limită. După etapa de semnare a angajamentului, primăriile urmează să efectueze un inventar de referință al emisiilor, să evalueze riscurile și vulnerabilitățile legate de schimbările climatice. De asemenea, în decurs de 2 ani, municipalitățile urmează să adopte un plan local de acțiuni privind energia durabilă și clima, precum și alte documente de planificare relevante. Pentru activitățile, pentru proiectele incluse în planul de activități, există disponibilitatea de a finanța aceste măsuri din partea partenerilor europeni. Modalități sau instrumente de finanțare sunt multiple, începând cu credite de la condiții preferențiale de la instituții internaționale, gen Banca Europeană de Dezvoltare,
Și terminând cu chiar și granturi. Deci, în prezent, în Republica Moldova sunt câteva localități care beneficiază de granturi în proporție de 80%, deci 20% este contribuția locală și noi acum aducem discuții pentru a încerca să comasăm aceste mecanisme ca finanțările disponibile la nivel local în Republica Moldova prin Fondul de Eficiență Energetică, Fondul Național de Dezvoltare Regională, să poată servi drept instrumente de asigurare a acestei cofinanțări la nivel local, pentru că nu toate primăriile dispun de resursele astea proprii. Acest angajament politic îndrăzneț marchează începutul unui proces pe termen lung, orașele luându-și angajamentul să înainteze odată la 2 ani un raport despre evoluția implementării. Uniunea Europeană nu poate impune anumite restricții sau anumite pedepse pentru cei care nu își îndeplinesc planurile, ori este o inițiativă voluntară. Totuși, dacă după 2 ani de aderare la convenție, primăriile, consiliile locale nu au aprobat un plan local de acțiune pentru eficiență durabilă și climă, atunci ele sunt suspendate din această convenție și nu vor beneficia ulterior de avantajele participării în cadrul convenției. Totuși, ulterior își vor adopta acest plan, ele vor fi automat reincluse în convenție și se vor bucura de toate beneficiile ei. Convenția primarilor privind clima și energie a fost lansată de Comisia Europeană la 15 octombrie 2015. Inițiativa reunind acum peste 7600 de autorități locale și regionale din 57 de țări.